Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lână mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vom numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Amin.
acoperi cu aripile mele. Respirează și vorbește frânt. Nu-ți fie teamă, Marie, ești binecuvântată și culeasă, aleasă. Ești binecuvântată și aleasă pentru o lucrare mare. Tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, dar nu este căsătorită. Nu te îngrijora. Toate sunt în mâna Creatorului. Să credința deja. Acum, împreună cu Iosif, a călătorit spre Betlehem, fac lumea la treabă.
Maria și Iosif trebuia să meargă să se înscrie la Betlehem. Astfel, copilul Sfânt se va naște. Va trebui să ne ocupăm de călătorie și poate cazare. Păcat că EasyJet-ul nu zboară încă și nu putem rezerva camera online. Treabă! Voi merge să mergi să-ți aflu pentru păstori.
pe teren plin de oameni. Am fi putut deschide un bazar. Aici cu mine stă și parfum. Ce mult bani ar fi făcut. Lasă banii, uite-te după stea. Așteptați că suntem în căutare ale acelui. Pentru noi ar fi tata lumine. Nu, sunt aici toată. Au fi găsit în mâine. Do what his father does. He's gonna show everybody.
spațiu și în timp la care tocmai luați parte. Cu siguranță sper, doar că nu am înțepiat de temor în spațiu și în acele timp. Oricum, și nu s-a venit în cei mai cel de temor. Pe dacă v-am stat cardă și când la harfă toată ziua.
urmează acum. Să ne bucurăm, miracolul de-abia început! Sărbători fericite!